O persoană de 70 de ani a anunțat prin serviciul 112 că este rătăcită și blocată pe munte. Din cauza reliefului și faptului că persoana nu putea oferi informații clare, salvamontiștii au reușit să o identifice extrem de greu și doar cu ajutorul unei drone. Persoana care a rămas blocată într-un scoc din pereții dinspre Valea Cernei, nemâncată, deshidratată și îmbrăcată sumar, a rezistat cu greu trecerii peste noapte și în condițiile valului de ploaie care a traversat zona. Pentru că nu a fost posibilă intervenția cu elicopterul, salvamontiștii au intervenit terestru. Evenimentul a avut loc în masivul Mehedinți, iar la acțiune au participat salvamontiștii din Mehedinți și Caraș Severin.